Din când în când avem plăcerea, stimați prieteni, să invităm tineri talentați în emisiune, tineri care vor evolua cu siguranță și vor ajunge și ei la 25 de ani de carieră și, de ce nu, la foarte mulți alții înainte. Este vorba de două surori, Suzana și Daciana Vlad și Costel Popa. Poftiți, vă rog! Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine v-am găsit! Bine v-am regăsit! Bună ziua! Vă rog să luați loc! Vă rog să luați loc, poftiți! Două gemene, două surori maramureșene, sunt deosebite atât prin faptul că nu sunt identice, cât și prin faptul că sunt dedicate muzicii, folclorului, caută mereu să vină cu ceva nou, investesc timp și bani în repertoriu, iar rezultatele sunt pe măsura efortului. Au înregistrat în ultimii ani multe piese, au colaborat cu rapsozi, au filmat videoclipuri în ținutul tradițional și pitoresc al Maramureșului, pe care noi, cel puțin bucureșteni, îl visăm ca pe o vacanță ideală. Păcat că e așa de departe de București, dar când iubești un loc sau o persoană, niciodată nu e prea departe. Bine ați venit, bine, frumoase fete! Văd că ai în mână un album, îmi pare rău că nu ți l-am preluat la intrare. Am să te rog să-l arăți la una din camere, așa. L-am adus cu mare drag pentru dumneavoastră și este cel mai nou material al nostru, alături de colegul nostru Costel Popa, și se numește Maramureșul răsună cu Ardealul împreună. Este un proiect frumos care l-am început în anul 2015 și în acest an centenar am reușit să-l și finalizăm. Ce frumos, ce frumos! Doamne ajută! Mulțumim! Aș vrea să vă reamintesc că Suzana Vlad este absolventă a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Ulterior a absolvit masteratul în cadrul Academiei de Muzică Gheorghe Dima și face parte din ansamblul Icoane, condus de maestru și profesorul Ioan Bocșa, de 8 ani. Așa încât avem tineri care se implică. Deci, ne întoarcem la cele două gemene, voi sunteți gemene, pentru că vreau să recapitulăm faptul că Daciana Vlad a absolvit Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării. În același timp este masterand în etnologie, antropologie culturală și folclor. Și în același timp este și doctorand de la Facultatea de Istorie și Filozofie UBB. Draga mea, mai inițial și predai la Harvard. Adică Oxford o să vorbate pe tine, eu știu, UCLA. Unde puteam să învăț mai bine despre identitatea țării noastre și a portului popular și a muzicii decât la etnologie și folclor și, bineînțeles, acum la Facultatea de Istorie. Pentru mine este un privilegiu și mă bucur că am ajuns în această etapă și Doamne ajută să termin cu bine. Și când ai să închei toate aceste etape, ai să devii profesor universitar, bănuiesc. Da, mi-aș dori pe viitor, dar bineînțeles că nu o să renunț nici la muzica populară niciodată. Sigur că da, sigur. Când te vei pensiona și vei fi întrebată ce profesie ai avut, poți să spui studentă. Excelent, excelent. Vreau să le rog frumos pe Daciana și Suzana să ne-l prezinte pe Costel Popa, pentru că altfel vorbesc numai eu și nu asta e ideea emisiunii, așa încât vă dau vouă cuvântul, fetelor, să ne-l prezentați pe Costel Popa. Noi o să putem spune câteva lucruri despre el, dar o să lăsăm și pe el să se prezinte. Ne bucurăm că în această zi frumoasă suntem alături de un ardelean frumos și nealcoș așa. Și pe lângă asta ne bucură că de mai bine de 6-7 ani ne leagă și o prietenie foarte frumoasă. Așa că poți să iei cuvântul, Costel. Da, dar n-ai spus multe, că este absolvent al Școlii Populare de Arte și Meserii Ilie Micu din Sibiu și al Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Să românile, bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe toți cei prezenți. Bine ai venit! Întotdeauna în ziua de astăzi este important să ai alături de tine oameni faini, oameni pe care te poți baza, și eu mă bucur că am oameni pe care îi pot numi prieteni
și mai ales pe Suzana și Daciana, care sunt ca niște surori și noi de multe ori am spus că suntem un fel de tripleți. Da. Pe scenă. Da, da, da. Și datorită prieteniei noastre am decis, de ce nu, să reprezentăm această prietenie și prin cântec. Și am făcut-o și a ieșit ceva fain, zicem noi. În cazul acesta, eu vă propun, în drumul vostru către mijlocul platoului, să treceți pe la mine să-mi lăsați și mie CD-ul. Nu de alta, dar poate îl mai arăt la cadru. Și cu această ocazie vă invit să ne cântați probabil una dintre melodiile de pe CD. Chiar cea care poartă titlul albumului, Maramureșul răsună cu Ardealul împreună. Excelent! Mulțumesc foarte mult! Mare drag, mulțumim și noi! Așa! Doamnelor și domnilor, Suzana, Daciana Vlad și Costel Popa.
și când ne peșesc, la 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 la, mai ales la pe ales, la 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 la, dintr-un buche plin de flori, la 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 la, într-o frunte de picioare, la 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 la. Dumnezeu, la, la, la.